Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată care sunt titlurile ediției. Primăria a semnat joi primele două contracte de lucrări în cartiere din acest an. Valoarea totală a contractelor este de peste 6 milioane de lei. Polițiștii sibieni nu au avut liber de revelion și nici în zilele de după. În doar 4 zile, oamenii legii au constatat peste 60 de infracțiuni și au dat amenzi în valoare de 50.000 de lei. Elevii înscriși la școli profesionale, inclusiv cei care beneficiază de învățământul dual, vor beneficia de burse profesionale. Sprijinul financiar acordat de către guvern este de 200 de lei pentru fiecare elev, care se încadrează în condițiile cerute de lege. La Sibiu sunt înscriși în sistemul de învățământ dual câteva sute de școlari. Primăriile din tot județul își pot face cadastrarea localităților cu bani europeni până în 2020. Primele contracte cadru au fost semnate anul trecut, iar din 2018 se începe munca efectivă. Județului nostru i-a fost alocată o sumă de peste 9 milioane de lei. Primăria a semnat joi primele două contracte de lucrări din acest an. Valoarea totală a contractelor este de peste 6 milioane de lei. Primăria Sibiu a semnat primele două contracte de lucrări în cartiere. E vorba de lucrări de reparații capitale în zona gării, la blocuri, de asemenea la blocurile de pe strada Școala de Not, cele din spatele bulevardului Vasile Mirea, dar și pe strada Simeon Mehedinți. Cele două contracte de lucrări însumează 6,2 milioane de lei. Primul contract prevede reparații capitale în jurul blocurilor din zona gării. Pentru reducerea disconfortului, perimetrul a fost împărțit în două. Primele lucrări vor avea loc în zona delimitată de străzile Uzinei, Constituției și Maghieru. Cea de-a doua parte a lucrărilor prevăzute în acest contract vizează zona cuprinsă între străzile Constituției, Abatorului, Alea Țesătorilor și 9 Mai. De la semnarea contractului, firma câștigătoare are la dispoziție 50 de zile pentru predarea proiectului tehnic și 4 luni pentru execuția efectivă a lucrărilor. Se va interveni pentru modernizarea carosabilului aleilor din zonă, reamenajarea trotuarelor, optimizarea spațiilor de parcare și îmbunătățirea iluminatului public. Cel de-al doilea contract prevede lucrări similare pentru zonele din spatele blocurilor de pe Școala de Înot, respectiv Vasile Minlea și Simeon Mehedinți. Aici constructorul va avea la dispoziție doar 3 luni pentru finalizarea lucrărilor. Polițiștii sibieni nu au avut liber de revelion și nici în zilele de după. În doar 4 zile, oamenii legii au constatat peste 60 de infracțiuni și au dat amenzi în valoare de 50.000 de lei. Polițiștii sibieni au intervenit la 227 de evenimente, au constatat 16 infracțiuni în flagrant, au aplicat 176 de sancțiuni contravenționale în valoare de 50.000 de lei. Pe perioada mini-vacanței de revelion, aproximativ 150 de polițiști au fost în permanență la datorie. Aceștia au intervenit la peste 220 de evenimente, dintre care 170 au fost sesizate prin 112. 60 dintre ele au fost infracțiuni. Dintre acestea, 16 au fost constatate în flagrant delict. Oamenii legii au mai aplicat și peste 170 de amenzi. Valoarea acestora depășește 50.000 de lei. Au rămas fără permis 23 de conducători auto, iar alți 4 au rămas fără certificatele de înmatriculare. Numai pe linie rutieră au fost aplicate mai bine de 150 de amenzi, majoritatea pentru consum de alcool la volan și viteză excesivă. Elevii înscriși la școli profesionale vor beneficia de burse. Sprijinul financiar acordat de către guvern este de 200 de lei pentru fiecare elev care se încadrează în condițiile cerute de lege. Guvernanții spun că bursa profesională este parte a programului de protecție socială care subvenționează costurile pentru elevii din învățământul profesional sau dual pentru nivelul 3 de calificare profesională și se acordă tuturor școlarilor care frecventează școlile profesionale. Acesta constă dintr-un sprijin financiar lunar în valoare de 200 de lei care se acordă pe perioada cursurilor, dar și a pregătirii practice sau perioada susținerii examenelor pentru certificarea profesională. Măsura adoptată are ca scop creșterea interesului tinerilor față de formarea prin învățământul profesional.
regional. În județul Sibiu sunt aproximativ 400 de copii care urmează cursurile unei școli profesionale. Majoritatea beneficiază de forme de învățământ în sistem dual. Primăriile din tot județul își pot face cadastrarea localităților cu bani europeni până în 2020. Primele contracte cadru au fost semnate anul trecut, iar din 2018 se începe munca efectivă. După luni în șir de discuții și negocieri, s-a găsit și la Sibiu o firmă care să se ocupe de cadastrarea terenurilor pe bani europeni. Acțiunea a fost mult timp pusă sub semnul întrebării tocmai din cauza faptului că nimeni nu a îndrăznit să își asume o responsabilitate atât de mare pentru o sumă de 60 de lei pentru fiecare cadastrare finalizată. După semnarea contractului însă, primăriile se pot apuca de treabă. Județului nostru i-a fost alocată suma de 9.150.000 de lei. Pentru fiecare carte funciară rezultată în urma lucrărilor se decontează suma de 60 de lei. Bugetul alocat de către ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Sibiu este de 9.150.000 de lei, credite de angajament, din care 6.527.000 de lei credite bugetare. În conformitate cu prevederile legii 111 din 2017 privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 98 din 2016, unitățile administrativ-teritoriale care intenționează demararea lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor la nivel de sector cadastral au avut obligația de a transmite oficiilor teritoriale în raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale solicitarea de a încheia un contract de finanțare în termen de 45 de zile. OCPI Sibiu a transmis în data de 9 iunie 2017 informarea către unitățile administrativ-teritoriale din județul Sibiu, conform căreia a fost aprobate credite de angajament în valoare de 150.000 de lei pe roate, aferente perioade 2017-2019, din care credite bugetare în valoare de 107.000 de lei pe roate, aferente anului 2017. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliare Sibiu, împreună cu primăriile, au stabilit sectoarele cadastrale unde urmează a se demara lucrările de înregistrare sistematică. În acest sens, Oficiul Teritorial a vectorizat toate sectoarele cadastrale din boateurile județului Sibiu. La nivelul județului au solicitat încheierea contractului de finanțare cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară un număr de 27 boateuri cu o durată de 24 de luni, contracte care au fost semnate în perioada iunie-iulie 2017. În perioada august-septembrie 2017, OCPI Sibiu, prin reprezentantul Biroului de Înregistrare Sistematică, a efectuat deplasări în județ la primăriile care au încheiat contracte de finanțare pentru a le oferi sprijin și consultanță în vederea demarării procedurilor legale de achiziție a lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Pentru județul Sibiu au fost incluse un număr de 14 unități administrativ-teritoriale în care se vor desfășura în cursul acestui an lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor. Vorbim despre Arpașul de Jos, Bârghiș, Bazna, Biertan, Cârța, Cârțișoara, Hoghilag, Jina, Laslea, Porumbacul de Jos, Roșia, Șelimbăr, Turnu Roșu și Valea Viilor. 17 localități au încheiat deja contracte de prestări servicii în acest sens, iar documentele de începere a lucrărilor a fost publicat deja în Monitorul Oficial, așa că 10 localități vor putea începe înregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale. Vorbim despre Dumbrăveni, Șuramare, Loamneș, Nocrih, Ludoș, Roșia, Marpod, Moșna, Slimnic și Poplaca. Primele trei luni ale anului aduc precipitații în excedent și variații importante de temperatură. Este concluzia meteorologilor de la Centrul European pentru Prognoze de Medie Durată din Anglia. Estimările pentru această lună arată că temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal, excepție făcând vestul țării și zona de sud-est, unde ar putea fi mai cald. Cel mai frig va fi în Transilvania și Moldova, unde temperaturile se vor situa între minus 7 și minus 1 grad Celsius. Cantitățile de precipitații vor fi normale pentru est și sud-est și excedentare în restul teritoriului. Meteorologii spun că cele mai multe precipitații, până la 60 de litri pe metru pătrat, s-ar putea înregistra în zona Maramureșului.
Cea de-a doua lună a anului aduce temperaturi normale pentru data din calendar în mai toată țara. În zona Transilvaniei, mercurul din termometre va oscila între minus 5 și 0 grade, însă sunt posibile și episoade de încălzire a vremii, așa cum este și cel pe care îl traversăm la momentul de față. Precipitațiile se anunță excedentare în centrul și vestul țării. Cantitățile de precipitații ar putea ajunge și până la 57 de litri pe metru pătrat, însă numai izolat și numai pe intervale scurte de timp. Prima lună de primăvară aduce temperaturi mai ridicate decât ar fi normal în sud-estul țării și mai coborâte în regiunile centrale și nord-estice. Mercurul din termometre ar putea urca și până la 7 grade cu plus. Luna martie va fi însă încărcată de precipitații pe tot teritoriul țării. Prognozele pe medie durată sunt realizate trimestrial de către Institutul din Anglia și au un grad de corectitudine a prognozei de aproximativ 60%. Un bărbat de 47 de ani a produs un accident, a semnat documentele de constatare amiabilă, atât el cât și șoferița a cărei mașină o lovise, au declarat că nu sunt victime, însă ulterior femeia a mers la spital solicitând îngrijiri medicale. Șoferului vinovat de producerea accidentului a fost astfel întocmit dosar penal. Evenimentul rutier în urma căruia șoferul a dat de bucluc s-a produs pe bulevardul Milea din Sibiu. Conducătorul autovinovat, un bărbat de 47 de ani din Șlimbăr, nu a păstrat distanța de siguranță și a lovit mașina din fața sa. În primă instanță, atât el cât și conducătoarea auto a mașinii lovite au decis să încheie un act de constatare amiabilă. Ulterior, șoferița, o sibiancă de 59 de ani, speriată de faptul că ar putea avea leziuni interne în urma impactului dintre cele două mașini, a mers la spital, unde a solicitat îngrijiri medicale. Inițial, cei doi șoferi au declarat că evenimentul nu a dus la rănirea vreunei persoane aflate în cele două mașini și după întocmirea documentelor de constat amiabil, au părăsit locul producerii evenimentului. În jurul orei 15:15, însă, conducătoarea auto s-a prezentat la UPU Sibiu în vederea acordării de îngrijiri medicale fără a necesita internarea. După prezentarea femeii la spital, polițiștii de la biroul rutier au preluat cazul și i-au întocmit dosar penal șoferului vinovat de producerea accidentului. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă închisoare între 2 și 7 ani. Moarte tragică pentru o femeie de 70 de ani din județul Cluj. O centrală pe lemne improvizată a explodat în camera în care aceasta se afla. Femeia în vârstă de 70 de ani locuia într-o casă din Viișoara, județul Cluj, împreună cu fiul și nora sa, dar în momentul deflagrației se afla singură la demisol. Cei trei își încălzeau casa cu o centrală pe lemne nou cumpărată, dar aceasta s-a defectat și au vrut să o pună în funcțiune pe cea veche, improvizată de ei. În momentul în care temperatura din cazan a crescut, s-a produs o explozie, iar suflul acestuia a măturat tot ce s-a aflat în încăpere. Bătrâna a suferit răni grave, aceasta fiind găsită inconștientă printre resturile de mobilă de către un vecin, care a auzit explozia și a mers să vadă ce se întâmplă. La fața locului s-au deplasat de urgență echipajele SMURD, iar medicii au început manevrele de resuscitare, însă fără succes, ei fiind nevoiți să declare decesul femeii. Polițiștii și criminaliștii au început cercetările pentru a stabili care au fost cu exactitate cauzele exploziei. Delict silvic în comuna Jidvei, județul Alba. Un bărbat este cercetat de polițiști după ce a tăiat arbori din pădurea unei parohii. Polițiștii din Jidvei, împreună cu reprezentanții ai ocolului silvic Blaj, au organizat o acțiune pe raza comunei ce a avut ca scop prevenirea și combaterea delictelor silvice. Cu ocazia acestei acțiuni a fost identificat un bărbat de 31 de ani din comuna Jidvei, care în cursul lunii decembrie 2017 ar fi tăiat fără drept din pădurea aparținând unei parohii din zonă 19 arbori din diverse specii, cu un volum total de aproape 10 metri cubi. Cu ocazia acțiunii, polițiștii au identificat la domiciliul bărbatului și indisponibilizat întreaga cantitate de material lemnos. Față de bărbatul bănuit, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de tăiere ilegală și furt de arbori. Trei noi semafoare cu buton au fost puse în funcțiune la Târnăveni. Amplasarea acestora are scopul de a fluidiza traficul și de a securiza spațiile pietonale din apropierea școlilor. Au pornit cele trei noi semafoare cu buton din Târnăveni. Acestea sunt amplasate la Școala Gimnazială Traian, Biserica Sfântul Gheorghe și Policlinică. Scopul acestora este de a fluidiza traficul în zona centrală și de a securiza spațiile pietonale din preajma unităților de învățământ.
s-a lucrat cu specialiști de la instituțiile naționale de ordine și siguranță publică, motiv pentru care semafoarele au fost amplasate pe câte doi stâlpi cu consolă. Există două semafoare rutiere și un semafor pietonal pe fiecare stâlp. Pentru a obține culoarea verde, pietonii trebuie să apese butonul de pe stâlp. S-a optat pentru această soluție pentru a asigura o vizibilitate cât mai bună pentru conducătorii auto și pentru pietoni. În Constanța, doar o parte din ghișeele de taxe și impozite funcționează în această săptămână. De luni, 8 decembrie, se redeschid toate ghișeele. Constanțenii care au de rezolvat urgențe la ghișeele Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța trebuie să știe că nu toate sunt deschise săptămâna aceasta. Astfel, la ghișeul de pe strada Ecaterina Varga, unde se încasează taxele judiciare de timbru, programul de lucru este între orele 8 și 16. Pe bulevardul Ice Brătianu, ghișeul fiscal unde se încasează Menzi este deschis între orele 8:30 și 16:30. De asemenea, punctele de lucru de pe varianta Ovidiu și Ice Brătianu, în vederea achitării taxei stradale și eliberării autorizațiilor de circulație, sunt deschise zilnic în intervalul orar 7:15. Începând cu data de 8 ianuarie, vor fi reluate toate operațiunile fiscale la nivelul tuturor ghișeelor instituției. Are ciocul mai gros decât al altor păsări de talia lui. Botgrosul este frumos colorat și îl putem vedea mai mult iarna, când vine în căutarea hranei în parcuri, grădini și chiar în pomii din zonele cu blocuri. Această pasăre a primit denumirea de bot gros după ciocul gros și puternic pe care îl are. De multe ori îl auzim înainte să-l vedem și asta datorită zgomotului specific pe care îl face atunci când sparge sâmburi sau diferite semințe. Specia este întâlnită în pădurile de foioase și de amestec, poate cuibări și la înălțimi de peste 1000 de metri altitudine, dar apare și în unele păduri din câmpie. Bot grosul este o pasăre sedentară. În anotimpul rece, numărul exemplarelor crește, deoarece atunci vin să ierneze la noi și perechile care au cuibărit în nordul Europei. Între mascul și femelă nu sunt diferențe vizibile, doar coloritul penajului este mai estompat la femele. Coloritul păsării este interesant, având pieptul cafeniu și capul maro spre portocaliu. În jurul gâtului spre ceafă are o bandă gri, iar spatele este maro închis. Aripile au o dungă albă la jumătate și se termină cu o nuanță de albastru metalizat. Coada este scurtă și lată. În zbor, petele albe de pe aripi îi seamănă cu un fluture mai mare. Ciocul și picioarele au un colorit roz. Juvenilii sunt cafenii cu striații de culoare mai închisă pe flancuri și piept. Lungimea corpului este de 18 cm, vizibil mai mare decât a cintezelor și vrăbiilor. Anvergura aripilor este de 31 de cm, păsările adulte având o greutate de 58 de grame. Hrana adulților este formată în general din semințe, fructe, dar și sâmburii unor fructe pe care îi spar cu ajutorul ciocului foarte puternic. În pădure caută sâmburii de carpen, paltin, dar consumă și sâmburi de la cireș sau de alte fructe comestibile. Botgrosul își construiește cuibul în copaci bătrâni cu multă atenție și migală. În el, femeia depune 4-5 ouă într-o singură serie pe an. Revelionul artiștilor are loc pe 6 ianuarie. Cei ce au cântat la cumpăna dintre ani au și ei noaptea lor de distracție. Rockeri, folkiști, bluesmani, soliști de muzică ușoară, populară și etno vor ciocni în noaptea de 6 spre 7 ianuarie o cupă cu șampanie într-un cadru de sărbătoare, din care va lipsi doar numărătoarea inversă a trecerii în noul an artistic 2018. Se vor sacrifica și cu acest prilej și vor urca pe scenă pentru invitații din spațiul muzical o armată de trupe și soliști. Solista de muzică populară Saveta Bogdan, Radu Captari, Sonny Șeicărescu, Tudor Turcu, Claudiu Dumitrache, Vicky Stepanovici, Schimbul Treiba, Adrian Ordean, Florin Apostol, Enrico Di Calabria, White Mahala, Andaluzia, ori Johnny Sândulescu vor cânta colegilor de breaslă care au trudit de Revelion pe scenele țării. La Revelionul artiștilor, petrecerea începe sâmbătă la ora 21 și va dura până duminică dimineață. Aici punem punct știrilor, nu uitați, dacă surprindeți evenimente deosebite, puteți trimite imagini și informații la adresa de e-mail stirarondevenimentsibiu.ro. Sunt Monica Chiseliță și vă mulțumesc tuturor pentru atenție, până data viitoare, toate cele bune, la revedere!